În orașul Fălești a avut loc azi lansarea proiectului Parteneriat pentru Bună Guvernare și Dezvoltare Locală a orașului, la care au fost prezenți reprezentanții ai Consiliului Local, societatea civilă, antreprenori, cetățeni și mass media locală. Potrivit organizatorilor, împreună cu instituțiile publice, în cadrul proiectului vor fi organizate mijloace și instrumente pentru participarea civică a cetățenilor la formarea, adoptarea și monitorizarea transparentă a bugetului. Scopul acestui program, eu cred că are să ne informeze, să ne ajute, să ne mobilizăm cumva în acest domeniu. Iată, programul se numește așa, Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova. Au fost anunțate trei tipuri de granturi. Granturi numite așa, inițiative civice de la 1.000 până la 10.000 de euro. Deci grupuri de inițiativă sau organizații neguvernamentale care activează până la un an. Adică încă nu au experiență, dar ce înseamnă 10.000 de euro? Asta înseamnă aproape 100.000 de lei, 200.000 de lei, adică poți să pornești, să dezvolți echipa, să capiți capacități și să mergi mai departe, să crei alte proiecte. Granturi regionale de la 10 până la 30.000 de euro. Proiectul Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent Expert Group din Chișinău, Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, asta e organizația lui Igor Boțan, Asociația pentru Politică Externă și Asociația Obștească Centrul European Tot Europa din Comrat. Care este metodologia? Deci, managementul proiectului a selectat 5 organizații regionale care gestionează cu Nordul, Sudul, Centrul și Găgăuzia. Cu noi, deci, lucrează expertul, o organizație foarte puternică, în frunte cu Adrian Lupușor, care are studii analitice, economice, sociale foarte puternici, cu un impact destul de mare, și așa și celelalte organizații va gestiona proiectele. Vreau să spun la început că Nordul are 23 de proiecte, cele mai multe, finanțate în Găgăuzia vreo 5, la Sud mai puține, la Centru cu câteva mai puține decât la noi. Și scopul proiectului respectiv este de a contribui la dezvoltarea societății civile din nivel local din țara noastră, care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Vom avea și pe această tematică un seminar unde vom vedea, unde ne aflăm, ce mai putem face și ce depinde de noi, în principiu, în localitățile rurale. Așteptările sunt destul de mari. Cea mai mare așteptare este ca societatea civilă și anume locuitorii orașului Fălești să se implice activ în dezvoltarea orașului Fălești, să vină cu opinii proprii referitor ce ar dori ei să vadă și să dezvolte în orașul Fălești. Desigur că ne dorim să fim cea mai transparentă primărie a orașului Fălești. Dorim ca locuitorii să se implice activ referitor la prognozarea și realizarea bugetului orașului Fălești. Partenerii proiectului au venit cu prezentări a activităților în care primăria orașului împreună cu cetățenii activi au reușit să contribuie la dezvoltarea orașului. Comparația noastră încă prea este pasivă și credem că noi cu suportul acestui proiect vom ridica activismul populației în procesul de luare deciziilor, în procesul de a participa activ în activitățile primăriei. Și, după cum a spus domnul Amințar, domnul Cimpoie, sunt foarte multe activități. Sunt audieri publici, sunt seminarii, sunt întâlniri, sunt discuții, sunt foarte mult, care pe procesul noi credem că le vom implementa cu succes, dar desigur cu suportul dumneavoastră, deoarece noi suntem 2, 3, 4, dar împreună vom duce la bun sfârșit acest proiect. Apoi, deci asta, sunt foarte multe acte legislative privind transparența. Desigur, transparența primăriei trebuie să fie la un nivel înalt, mai ales că sunt foarte multe acte legislative unde omul trebuie să fie informat și omul trebuie să participe la diferite activități și să fie informat. Este vorba despre grupul de inițiativă format din 2012, așa, și un grup de tineri
doritorii care au timp. Ne-am mobilizat, ne-am întâlnit în acest spațiu și discutam ce putem noi face, ce putem să realizăm cu careva bani care ne-a oferit primăria. Niște bănișoare pentru activitățile de tineret. Și am planificat pe un an careva activități care ne-a venit un plan, așa le-am pus voturi și am încercat să le realizăm. Încet cu încetul am observat că am reușit să facem careva activități pentru oraș cu forțele noastre, cu tinerii din liceele orașului. Și am observat că lucrurile merg. Cetățenii își doresc diminuarea distanței dintre populație și autorități. Sperăm să fie tot pozitiv. Avem persoane care văd că se implică activ și luptă pentru ceva frumos în orașul nostru. Și pentru o transparență și s-a specificat că va fi implicat și pentru mediul rural, care de asemenea este pozitiv și așteptăm numai realizări frumoase. Acest proiect reflectat astăzi ne reflectă transparența bugetară a administrației publice locale de nivelul 1 cu cetățenii orașelor, dar totodată concomitent permite implicarea tuturor cetățenilor în realizarea și rezolvarea problemelor din oraș. Suntem toți învățați să așteptăm cineva să ne arate, să ne îndrepte. Iată, acest proiect ne permite să avem această posibilitate de a reduce distanța dintre cetățeni și primărie. Proiectul acesta trebuia de implementat nu astăzi, dar ieri încă. Deja, fiindcă este un proiect foarte bun și cooperarea cu cetățenii de administrația publică locală și cetățeni este un lucru, eu nu aș spune că bun, dar e foarte bun. Este un lucru necesar, fiindcă, desigur, îmblânând teritoriul, contactând cu cetățenii, mulți dau întrebări de cele care ele deja sunt informate și este informația, dar ei n-au acces, nu știu. Accesul este la informație, dar ei nu știu cum să se folosească de informația dată, cum să se implice în viața a orașului și așa mai departe. De asta s-a discutat că fiecare cetățean poate să vii la ședința local. Da, desigur, noi mandatul trecut am avut, când erau în sală, cetățenii luau cuvântul, se implicau. Da, este o procedură acolo, că trebuie întâi să înregistreze, de pildă, tema care, totul e transparent, nimeni nu se ascunde, nu închid ușile, nu. Dar proiectul acesta încă mai larg deschide sufletele oamenilor și a consilierilor și a primarilor și a tot cetățenilor. Este un proiect bravo și drum bun și un rezultat foarte... De Domnul ca să acest din rezultatul participării la acest proiect sau activitatea acestui proiect să trezească așa o nepăsare a oamenilor de pe loc, să fiecare să-și depui singur efortul pentru a îmbunătăți locul unde trăiește, localitatea unde trăiește, ca să fie schimbări spre pozitiv. Scopul proiectului este de a contribui la perfecționarea activității administrației publice locale prin implicarea cetățenilor în procesele decizionale, sporirea gradului de transparență.